Vă salut, dragii mei, cu pacea Domnului Isus și mă bucur pentru reîntâlnirea cu dumneavoastră. Avem cuvinte frumoase din partea Domnului pe care o să le împărtășim împreună despre rămășiță, despre modul în care Dumnezeu pe lumea aceasta a pregătit câțiva oameni simpli, câștigați și salvați prin sângele Domnului Hristos, care îi pregătește pentru împărăția cerului. În Biblie Domnul nu se laudă cu un popor mare și numeros. În Biblie Domnul se laudă cu o rămășiță, care în ultima perioadă va da piept, va da lupta cu șarpele cel vechi, cu balaurul, cu diavolul, cu satana. Despre lupta aceasta în care suntem implicați și noi, care trăim în ultima perioadă și considerăm cu toată certitudinea că aceasta este ultima perioadă a istoriei Pământului, încercăm să vedem prin cine se poate câștiga biruința. Vom ajunge noi să fim biruitorii sau este vorba despre alții? Vom fi noi rămășița sau e vorba despre alții? Să ne ajute Domnul să fim atenți, să ne rugăm în timp ce frații noștri din fanfara comunității Cazasu vor lăuda pe Domnul să încercăm și noi să ne adunăm gândurile spre seara acum și să-i spunem Tată, se lasă amurgul apar stelele pe cer într-o zi va fi revenirea fiului tău Aș vrea ca să fac parte din rămășița aceea credincioasă, care a luptat până la sânge cu șarpele cel vecu cu diavolul și care a câștigat biruința nu în propria putere, ci prin sângele și meritele și dreptatea Domnului Hristos. Să ne ajute Domnul să dezvoltăm acest studiu sub călăuzirea Duhului Sfânt, să ne rugăm în timp ce ascultăm această melodie frumoasă, prezentată de frații noștri din fanfară. Să o ascultăm. Mulțumim Domnului și să binecuvinteze Domnul pe frații noștri scumpi care pot să laude pe Dumnezeu, care fac pregătiri, care fac tot felul de repetiții. Să-i aducă slavă lui Dumnezeu, ce frumos este să-i spui Domnului Hristos Doamne te iubesc și vreau să te laud și atunci când îl laudăm pe Domnul Hristos fuge diavolul, se simte învins, nu suportă el să vorbești despre Domnul Hristos la superlativ. Nu suportă el să slujești lui Dumnezeu, el nu vrea. Sau laud laude pentru Dumnezeu, atunci ar trebui să știm cum să luptăm cu El. În Apocalips, capitolul 12, versetul 9, ne spune care este identitatea aceluia pe care noi îl numim Balaur. Iar în tema de data trecută, pregătire pentru Armagedon, se amintea acolo și ideea aceasta, că sunt inclusiv balaurul, fiara și prorocul mincinos se unesc toate prin duhurile lor, influențează pe împărații pământului ca să provoace, să dezvolte, să meargă mai departe, să facă pregătiri pentru război. Și un frate scump dintre ascultătorii noștri spune, frate Daniel, ne spui și nouă, dar pe detaliu, pe explicații, pe dovezile din Sfânta Scriptură, cine este balaur? Acesta. E simplu de spus în două cuvinte, dar lupta cu balaurul nu poate fi descrisă prin cuvinte. În împărăția cerurilor, credincioșii se vor întâlni, vor sta pe Marea de Cristal acolo și vor discuta cât de grea a fost lupta cu diavolul. Să citim Apocalipsă capitolul 12, versetul 9. Și balaurul cel mare, șarpele cel vechi numit diavolul și satana. Acela care înșală întreaga lume a fost aruncat pe pământ. Și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Are și îngeri. Descrierea pe care ți-o face Biblia este atât de înfricoșătoare balaurul cel mare. Dacă ați văzut vreodată prin vreo imagine sau dacă ați visat vreodată sau dacă ați văzut vreodată vreo imagine cu vreo ființă, cu vreun șarpe mai urât, cu o gură mare sau cu mai multe guri de balaur, vă imaginați că Biblia spune balaurul cel mare. Nu există altul mai mare pe planeta noastră și în descrierea biblică care niciodată nu dă greșe, nici nu minte, nici nu exagerează ca diavolul. Diavolul e cel mai mare balaur. În fața diavolului, dacă ar putea, ii văzut, dacă i s-ar fi permis să fie văzut, ar tremura oamenii. Iubirea și dragostea lui Dumnezeu a lăsat lucrurile de așa manieră încât diavolul să nu fie văzut. Vă imaginați cu ce teamă am fi stat noi dacă l-am vedea pe balaurul acesta în realitate. Dar a spus Domnul Hristos: Mă duc să mor eu pentru ei. Să nu stea timorați pe pământ. Să nu stea cu teamă și cu frică. Să aleagă să slujească lui Dumnezeu din dragoste și din iubire și să nu-l vadă pe Satana în față. Dar nu înseamnă că dacă nu-l vezi, nu există. Nu înseamnă că dacă nu-l vezi, nu există. Balaurul acesta cel mare, șarpele cel vechi. Ce înseamnă șarpele cel vechi? Ce vă spune? Unde ați mai citit dumneavoastră sau unde ați mai auzit în cuvântul lui Dumnezeu despre un șarpe vechi de mii de ani care n-a mai murit? Care a încercat să sugereze, să prindă, să pună mâna, să încearcă să, și el să câștige lupta cu primii noștri părinți în grădina Eden. Știți cum s-a manifestat șarpele acesta? Nu s-a manifestat în fața lui Adam și Eva ca un balaur ar fi fugit și ei, dar tot șarpe era. Și-a încercat el ceea ce nu mai făcuse până atunci să vorbească. Și povestea așa de frumos și stătea la discuții, pentru că el niciodată nu vine sub împățișarea aceea pe care ne-o imaginăm noi. El nu vine așa. El vine așa ca o ispită. Și-am citit într-o carte și mi-a plăcut un gând inspirat, vine cu 99% adevăr. E ca și cum ți-ar pregăti o mâncare bună, o parfurie așa aranjată. Știi cum? Și cu mâncare care arată și foarte bine și care și miroase bine. Dar, după ce pune toate ingredientele cele mai bune și cele mai frumoase bucate pe masă, vine și pune o picătură de otravă. Și dacă știi că e o travă în mâncarea aia, spune doar o picătură te duci și mănânci. A, ah, eu așa avea curaj. Da? Cum ai avea curaj? Știți cât valorează o picătură de o travă? 1% o travă, știți cât valorează? Într-o farfurie. Palaurul cel mare, diavolul numit satana, acela care înșală întreaga lume. Biblia nu exagerează când spune înșală întreaga lume. Nu, no. Să ne ajute Domnul să nu fim în întreaga lume. Cuvântul Domnului caută și încă strigă pe străzile în lumea noastră de astăzi. Caut un om. Un om valoros. Un om care să stea la spărtură. Un om care să stea la adevăr. Când toată lumea merge înșelată de diavolul. Ei rămân lângă adevăr. Îmi spunea cineva zile trecute, mai lasă și tu mai moare așa ca să pierzi din popularitate dacă spui așa sau așa. Mulțumesc. E drăguț. Adică adevăr mai puțin ca înșelătoria să vină mai repede și să nu fie nimeni avertizat. Că dacă avertizezi, se trezește poate cineva vreodată. Pe păi, fraților, și așa suntem departe de adevăr. Și așa diavolul întreagă să înșe... încearcă să înșele întreaga lume. Și câți mai rămân dacă în... Știți ce spune cuvântul Domnului, fără niciun fel de exagerare? Indiferent de cine ați încercat dumneavoastră să credeți sau să știți, el spune în felul următor, o mică rămășiță. Păi frate, cine e mică aia rămășiță? Unde să mă duc ca să fie mică rămășiță? Pentru că mie îmi place când mă duc la o biserică să-i văd așa o biserică mare, frumoasă și cu condiții și cu cor și cu fanfară și cu orchestră și cu pastori de ăștia cât se poate de, de atunci când explică, să mă simt așa de relaxat și așa de atras de mesaj, de cuvânt. Și mie doar așa îmi place. Eu nici nu m-aș duce la o biserică unde sunt decât doi, trei. Păi, frate, și dacă urmești și în vârstă, știi cum e, nu e chiar la fel. În te duci și mai vezi, mai îți limpezești privirea. Păi, dacă cu atât rămâi, te duci acolo ca la spectacol și vii de acolo ca de la spectacol. Nu-ți mai amintești nicio temă din care a fost prezentată, poate, sau poate nici nu un... mai dacă nu cumva în timp ce se prezenta mesajul tu nu-ți limpezeai privirile din sală. Asta e marea problemă în zilele noastre, dragii mei. Și Domnul spune, caut un om, am nevoie de o rămășiță. Și diavolul spune, mă lupt eu cu rămășiță. Ce mă surprinde din Apocalips, capitolul 12, versetul 9 spune că a fost aruncat pe pământ. El l-a vrut, dar a fost aruncat. El nu a venit și a fost adus nu i-a făcut nimeni casă aici. Nu i-a făcut nimeni loc aici. Nu, el a fost aruncat pe pământ. Lui nu, el n-a vrut acolo. El a vrut în altă parte și o să citim și el și îngerii lui nu s-au bucurat tare că au venit aici. Și dacă tot nu s-au bucurat, păi să vedeți ce prăpăt poate să facă. Dar să vedem de unde au venit. Că atunci ar fi o explicație mult mai palpabilă, mult mai credibilă. Apocalipsa capitolul 12, versetul 7 spune de unde au venit. E înger e înger ajutat de alți îngeri se pare că este un înger conducător și în cer a făcut ceva. Apocalips 12 cu versetul 7 și încer s-a făcut un război Mihail și îngerii lui s-au luptat cu Balaurul deci a fost cineva care s-a găsit împreună cu niște îngeri să lupte cu Balaurul și Balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei dar n-au putut birui, spune versetul 8. N-a fost biruința de partea lor. Balaurul și îngerii lui, lui s-au luptat și ei, dar n-au biruit. Și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Câtă răutate a fost în împărăția cerului, dragii mei. Câtă răutate. Să ajungi tu care trăiești din bunătatea lui Dumnezeu. Să ajungi tu care nu ducei lipsă de nimic. Sunt zone aici pe pământ unde locuim noi, unde oamenii nu duc lipsă de nimic. Și toată lumea migrează spre țările acelea. Ce frate, dacă tot mai trăiesc eu sau copiii mei, măcar să o ducem și noi bine aici pe pământ. Să avem și noi, să nu ne lipsească nimeni, să ducem și noi altă viață. Și toată lumea tinde să bucă acolo, să fac diferite micră, diferite... Nu știi cum să mai ajungi în țara respectivă. Ca să o duci bine, să nu duci lipsă de nimic. Și el a fost în împărăția cerurilor. Și acolo s-a găsit să facă război. Și războiul nu pentru că nu îi ajungea mâncarea sau pentru că nu era pus să facă ceva și stătea degeaba. Nu! Era la loc de cinste. Isaia spune, mergea pe pietrele scânteitoare și cele mai strălucitoare și stătea în locurile și în pozițiile cele mai înalte în împărăția cel. Și într-o zi, datorită mândriei lui, Datorită invidiei, o boală pe care nu poți să o tratezi, o boală care, când a pus stăpânire pe tine, distrugi totul în jurul tău. Doar ca să te ridici tu, ești în stare să calci pe oricine. Se spunea despre o categorie de oameni că atunci când se ridică, îi omoară pe alții de lângă el. Și el, datorită frumuseții lui, spune Biblia, m-a surprins declarația. Noi alergăm după frumusețe. Noi punem preț pe frumusețe. În jurul nostru sunt diferite locuri unde te ajută să fii din ce în ce mai frumos. Datorită frumuseții lui, i s-a îngâmpat inima, spune Biblia. Și a devenit balaur. Dintr-un înger de lumină a devenit balaur. Datorită frumuseții lui. Ce părere aveți? Ce vă spune lucrul acesta? Și noi toți alergăm după frumusețe. Dacă mă duc să-mi iau ceva, să... e mai frumos. Se ies mai mult în evidență. Nu se ies în evidență cu milința, cu zmerenia, cu rugăciunea. Nu cu ce-i place Domnului. Să eu mai frumos, mai deosebit. Se iau ceea ce nu are altul. Da, și Balaurul spune că același lucru a făcut în cer și de acolo a pornit un război așa de mare că a încercat să treacă îngeri de partea lui. Și vă dați seama la puterea lor de înger ce război a fost. Nu se spune Biblia despre victime. Victimele au fost acestea. Au fost aruncați și nu s-a mai găsit locul lor în ceruri. Colmea este că au venit pe pământ. Între noi. Au pierdut lupta. Cine a câștigat lupta a fost Mihail, ocrotitorul poporului lui Dumnezeu. Cine credeți dumneavoastră că este ocrotitorul poporului lui Dumnezeu? Cine este acela care se luptă pentru poporul lui Dumnezeu? Cine este acela care a părăsit cerul și a venit ca să salveze poporul lui Dumnezeu? Cine este acela care a dus o viață de sărăcie? Care a dus o viață grea și urâtă, persecutată și a murit pe cruce pentru poporul lui Dumnezeu? Cine este ocrotitorul? Cine este cel prea înalt? Pe cine numește Biblia că este căpetenia oștirii Domnului? Și ne spune Biblia că prin sângele lui veți fi salvați și veți ieși biruitori. Ocrotitorul poporului lui Dumnezeu a spus, mă duc și lupt cu el. Și a luptat cu el. Acum ar fi o problemă, frate dar de ce ar trebui să le știm noi pe acestea pe toate? Până la urmă, urmei, noi nici nu visăm balauri, când citim prin Biblie, nu prea ne ducem în zona de apocalipsă, ca nu cumva să ne facem că nu înțelegem, nu știu dacă e neapărat de luptat, eu de când m-am pocăit și până acum n-am luptat cu nimeni. Că știi cum este, în biserică dacă îți vezi de treaba ta, dacă zâmbești frumos, chiar dacă n-ai de zâmbit, dar măcar așa protocolar la toți, dacă nu zici nimic la nimeni niciodată, și dacă îți vezi de drumul tău și de pătrățica ta, și știi cum este, ai o viață lungă și nimeni nu zice absolut nimic. Dacă nu faci lucrare și nu spui adevărul Domnului Hristos și nu l prezint pe Domnul Hristos, nu o să înceapă niciodată persecuția. Mă înțelegeți? Pentru că nu are de ce. Ne respectăm unii pe alții, tu cu religia ta, eu cu religia mea. Despre apostol spunea, ei au răscolit lumea cu învățătura lor. Și apoi să încerci să predici adevărul, să vezi ce răscolire faci. Și nu îi mai trebuie la nimeni, nu mai gata, spune mulțumesc, gata, s-a terminat. Pe aici nu se mai poate. La noi nu, în altă parte da. Balaurul a fost mâniat pe biserică, spune Apocalipsă, capitolul 12, versetul 17. Merită să citim lucrul acesta pentru că el nu doar că a făcut război acolo. Iar spiritul acesta de război, de răutate, de ceartă, de tulburare, de a aduce victime, de a face. Să înșele, dacă se poate, întreaga lume, dacă a înșelat pe primii noștri părinți, nu are aceeași dorință și în zilele noastre, după mii de ani? Abia așteaptă să te înșelești pe tine. Abia așteaptă să mă înșelești pe mine. Abia așteaptă să se să, să, să ducă în fața Domnului Hristos să spună, am pus mâna pe el, e al meu. Gata, m-am luptat cu el și știu eu amele eu metodele mele. Că am câștigat experiență, că am luptat și în cer, am luptat și cu primii părinți. Și acum cu noi, de ăștia mai degenerați, așa, mai Na, e clar că are mai mult câștig. Vom vedea în tema noastră cum am putea să ieșim biruitori, lupta nu este ușoară. În jurul nostru citeam într-o carte să dau lupte grele de tot, dar nu le vedem. Îngerii buni se luptă pentru fiecare pătrățică, pentru fiecare centimetru al inimii noastre. Vine diavolul cu diferite oferte. Vine diavolul cu diferite amăgiri. Dacă va fi cu putință, chiar și pe ce aleși, spune Biblia. Și nu exagerează, spune, pe la ales și eu pă la vreau să-l văd de partea Domnului. Pe cel ales. Apocalipsa capitolul 12, versetul 17, ne dă o claritate asupra războiului în care ne aflăm astăzi. Nu-l vedem, nu este vorba despre războiul din țările vecine de aici cu noi, nu este vorba despre războiul care s-a extins și care încearcă să se extinde și care va cuprinde probabil întreaga omenire și care se pregătește în armările pentru Armagedon. Și nu este vorba de așa ceva, este de războiul pe care îl dăm noi zi de zi cu diavolul, cu balaurul, cu șarpele cel vechi și pe care nu-l vedem. Și noi zicem, am greșit de data asta. Adică greșit, dar mâine nu o să mai greșesc. Și te trezești mâine că faci greșel mai mare decât ai făcut astăzi. Și drumul tău, în loc să meargă spre spiritualitate, în loc să ne ridicăm la cel mai înalt nivel al spiritualității, atât în biserică cât și în familie și în viața de zi cu zi, ne ducem departe la vale. Pentru că diavolul are o putere așa de mare că a măgit întreaga omenire. Și dacă a măgit întreaga omenire, cine suntem noi ca să mergem într-o altă direcție? Spune Domnul, mai are încă o rămășiță. Hai să vedem despre ce rămășiță este vorba. Dacă te afli în rămășiță sau dacă nu, îți spune versetul acesta. Dacă nu te afli în rămășiță, ar trebui să cauze rămășița. Ar trebui să te rogi, Domnule, Doamne, eu vreau să fac parte din rămășiță. Eu vreau cu poporul tău. Nu contează că sunt mici, că sunt săraci, că sunt prigoniți, că sunt persecutați. Nu contează forma lor de educație, nu contează. Eu vreau cu poporul lui Dumnezeu, eu vreau cu rămășița. Citim versetul 17 la capitolul 12. Și balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămășița seminției ei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Isus Hristos. Acum, nu este deloc greu să ținem cont de detalii. Balaurul nu are de luptat cu cei care n-au probleme cu legea lui Dumnezeu și cu poruncile. Nu ți este drag de porunci, nu le citești, nu vrei să le serbezi, nu vrei să le ții, nu ții cont de ele, Treci peste ele, ți se pare că nu se potrivesc ție, ți se pare că se potrivesc pentru alții, că e pentru poporul evreu. E problema ta. Alegerea ția, ți se aparține. Deci e doar, e doar ce crezi tu. Dar Balaurul nu are de luptat, a venit să facă război cu rămășița. Și rămășița nu înseamnă că biserica mea e mai mare și biserica altora e mai mică. Bisericile, ca și organizații, funcționează pe niște principii bune. Până când începe diavolul să se implice el. Și când începe diavolul să se implice el, balaurul acesta șarpele, acesta cel vechi, împreună și-a ajutat de fiară, și-a ajutat de prorocul mincinos, știți cum? Transformă bisericile în totalitate. Bisericile renunță la adevăr doar de dragul autorizației de funcționare. Îmi spune, a, vă frate, Daniel, când s-a mai întâmplat așa ceva? Da, s-a întâmplat. S-a întâmplat. Oamenii erau persecutați pentru că țineau poruncile. Și frații lor, la 10 metri, se duceau la biserică în ziua de Și nu era niciun fel de problemă. Nu era niciun fel de problemă. Și alții erau persecutați. Alții nici nu aveau voie să stea în locuințele lor. Și trebuia să stea la închisoare. Și cei la nicio problemă. Că dacă nu ții poruncile, sau dacă lași măcar, ții 9 și nu ții 10, sau dacă te străduiești să crezi doar 9, ce eu doar atâta cred. Păi nicio problemă. Niciodată nu o să auzi pe un om care îi place să curbească că o să predice despre porunca respectivă. Nu o să auzi niciodată despre un om că e drag să asculte predici despre minciună dacă lui e drag să mintă. Și spune mă, de când mie doar asta mi se potrivesc? Cu cine are diavolul de luptat? Cei care păzesc, nu cei care le citesc, nu cei care le cred, cei care le păzesc. Ce vă spune lucrul acesta? Poruncile au dreptul să fie păzite dacă e poruncă. Dacă e poruncă. Și țin mărturia lui Isus, mărturia aia Domnului Hristos. O țin în viața lor. Au o legătură strânsă cu Domnul Hristos. Ei au experiențe profunde cu Domnul. Și îi slujesc Domnului Hristos, ținând poruncile. Și diavolul lovește în ei. Mi-a povestit un frate o experiență cred că am mai spus-o eu, s-a pocăit. Și mie mi-a fost așa drag de el, nu era de vârsta mea, dar îmi plăcea de experiențele pe care le auzeam de la el. A fost așa de puternic în zelul lui și în dragostea lui, în spiritul lui misionar pentru Domnul, încât se ducea unde era aglomerație mai mare, în piețe, în gare, unde era lumea mai multă, se ridica pe o piatră, se ridica pe ceva și vorbea cu atâta putere, cu atâta convingere din cuvântul lui Dumnezeu, fără să citească. Fără să citească, din memorie. Se strângeau oamenii în jurul lui ca la un spectacol. Venea poliția, îl lua, îl bătea, îl persecuta, îl amenda. Alții în jurul lui, frați de noștri, se duceau și dădeau cărți la alții. Deci peste tot pe unde vorbea el și pe unde se ducea, el era o biserică. Indiferent unde se așeza. Se strângeau oamenii în jurul lui și îl ascultau. A avut diavolul așa de mare succes încât l-au prins și l-au bătut. Și diavolul niciodată când îl bătea pe omul acesta, prin agenții lui, vă imaginați, sunt oameni conduși de diavol, spuneam data trecută. Vor fi autorități conduse de diavolul, vor fi lideri conduși de diavolul, și din biserică, și din societate. Înțelegeți? Și s-a dus să-l persecute și spune, mai, când îl băteau pe fratele respectiv, nu-l băteau decât în cap. Atât de mult l-au bătut în cap încât nu mai realiza la un moment dat nici timpul în care trăiește. Nu mai știa nici zilele, nu mai știa nimic. Avea momente când nu mai știa nimic. Avea momente când își mai amintea, avea momente când nu-și mai amintea nimic. De atâtea lovituri. Și acum se pune problema dacă nu a luptat diavolul deloc cu tine. Ești rămășiță sau nu ești rămășiță? Dacă ție doar îți merge bine, dacă nu deranjează religia ta și credința ta pe nimeni, ești de-al Domnului sau nu ești? Ești sau nu ești rămășiță? Că diavolul are de luptat cu rămășița. Nu are de luptat cu toți. Șarpele cel vechi nu se luptă cu toată lumea. A încercat și a înșelat întreaga omenire. Ce ar putea să mai facă? Pentru ce s-ar mai lupta dacă te-a înșelat deja? Noi în mintea noastră credem că suntem de cele mai multe ori de partea Domnului, dar nu suntem de acord cu tot adevărul. Nu suntem de acord cu tot adevărul. Și până în clipa judecății pe care o face drept cerul în dreptul nostru, noi credem că suntem de partea Domnului și după ce trece judecata. Vă dau doar un exemplu scurt din Sfânta Scriptură. Doar ca o mică paranteză. Domnul îl trimite pe Samuel și spune: La momentul de față, poporul strigă că vă vor și ei un rege. Te duci și vreau să-ți pui mâinile peste cineva. S-a dus, a pus mâinile, a trecut perioada lui, a trebuit după aceea să-l înlocuiască, să caute un alt rege. Și a spus: Domnul acelui așa profet, te duci în casa lucrătorului și ei, la rând, care are mulți copii acolo, și îți spun eu pe cine să pui mâna. Și când a ajuns omului Dumnezeu, când a ajuns omul Dumnezeu în casa omului respectiv, a dus repede acolo și a spus, uite, ăsta este omul. A găsit un băiat frumos, prezentabil, înalt, educat, cel mai deștept, cel mai capabil, primul, lider, întâi născut, cum vreți dumneavoastră să-i spunem. Și a zis, ăsta este omul. Și Domnul îi spune, nu, nu este el. L-am lepădat. Nu numai că nu este la momentul de față, a fost cândva, a venit diavolul, l-a amăgit, l-a trecut de partea lui, iar eu l-am scos din calcul. L-am lepădat. Adică cu alte cuvinte e șters. Nu mai, nu mai figurează în cărțile Domnului. Să nu te trezești vreodată, să nu mă trezești vreodată în mintea mea că fac parte din rămășiță și în realitate să nu existe rămășița din care fac eu parte. Pe ce contează, vă frate Daniel, dar nu contează, contează acum trebuie să ne ducem toți într-un loc sau... Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no. n-am zis asta. Să ne ducem toți unde ne cheamă rămășița. Să facem faptele pe care le cere cuvântul lui Dumnezeu. Să încercăm să-L întrebăm pe Domnul, Doamne, eu vreau să fac parte din rămășiță. Și unii mă întreabă, ce dar dumneavoastră la ce biserică slujiți, că vreau și eu acolo. Pe ce se cauți acum? Du-te la rămășiță, acolo este locul. Acolo trebuie să mergem toți la rămășiță. Să vedem că diavolul cu rămășița se luptă. Diavolul nu are de luptat cu alții, dragii mei. Cu alții cucerește și termină. Nici nu ajunge la ultimul membru. Deja Păi ia de la lider direct. Deci nu are niciun fel de problemă, nici nu stă de vorbă cu de liderul. Cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu. Am găsit un paragraf interesant și mi-a plăcut. Aș vrea să-l citesc, sunt doar câteva rânduri. Marea controversă dintre Hristos și Satan, care a început în cer, este continuată pe pământ citeam versetele, a început războiul acolo, a fost aruncat pe pământ, s-a apucat tot de război. Că nu știe să facă altceva. Aici nu s-a apucat să facă altceva decât război. În această luptă, spune paragraful, fiecare suflet este chemat să participe. Nu, no, frate, eu, -am, eu sunt o fire de asta liniștită, pe mine nu mă interesează. Eu când aud ceva, mai bine mă duc la mine acasă, mai bine mă închid într-o cameră, chiar nu vreau să aud. Nici nu mă interesează. Nu te interesează. Dar va veni vremea când să fii ori de partea Domnului, ori de partea Balaurului. Omenirea se va împărți în două. Domnul Hristos le explica ucenicilor, la venirea mea voi pune pe unii la dreapta și pe unii la stânga. Frate, dar de unde știi tu dacă ești la dreapta sau la stânga? Ce înseamnă că doar bisericile din care faci tu parte sau bisericile la care slujești tu sau bisericile la care suntem noi, doar ele sunt la dreapta sau la stânga? Nu-i vorba de biserică, dragul. E vorba de o rămășiță care slujește, care suspină și geme din pricina urăciunilor care se săvârșesc acolo. Dacă ai pe inima ta să superi de urăciunile care se petrec în familia ta, de neregiuirile care se întâmplă acolo și te dor, și te duci pe genunchi în loc să te duci în pas să te culci, te duci pe genunchi și spui, Doamne, eu nu sunt mulțumit cu urăciunile de să fac ca mine în casă. Dacă ești nemulțumit și ai inima mâhnită, supletește de urăciunile care le vezi că se săvârșesc în biserica din care faci tu parte. Domnul vede. Te trece în rămășiță. Dacă îi spui Domnului, Doamne, urăciunile acestea, nelegiuirile acestea, călcările acestea de porunci și lipsa prezenței Domnului Hristos care este dată la o parte ca să facă loc. Povestea un slujitor. Și am fost și eu chemat să slujesc și... Na. Am dus acolo într-o țară, m-a trimis acolo, m-a schimbat de acolo pentru că la biserica la care mergeam eu, mergeau niște sodomiți. Și am spus, că eu nu fac așa ceva. Sodomiții, când a venit Domnul Hristos să-i verifice pe pământ, i-a spus că sunt de partea Sodomei. Și pe dat cu foc pe ei. Nu, alții spune, Ce stai liniștit. Trebuie să lucrăm așa drăguț și amabil cu ei le tratăm, ca și ei bolile lor, problemele lor de sănătate. Și dacă pe unii îi mănâncă pielea pe aici și pe alții îi mănâncă pe aici, până la urmă, urmă, tot o boală. Și dacă ai răbdare cu ăla de mănâncă pielea pe aici, de ce n-ai avea răbdare și cu care mănâncă pielea pe aici? Și Evanghelia nu ne învață așa. Evanghelia ne spune că dacă vreți să scoateți pe cineva din foc, să te puneți efort, să plângeți, să vă rugați, dar să spuneți adevărul în față. Și face și n-am putut să slujesc. S-a terminat cu slujirea. S-a terminat cu slujirea. Trebuie să mă duc în altă parte, să fac altceva. Eu nu mai pot să slujesc. De ce? Pentru că diavolul a amăgit lumea. A amăgit biserica. Încearcă să intre peste tot unde îi se permite. Oriunde găsește ușa și geamul deschis intră. În orice locuință, în orice minte, bătălia se dă asupra minții. Și n de unde să știi. Până atunci, până la momentul de față, mergi pe un drum bun, s-ar putea într-o zi să mergi pe un alt drum greșit. Marea controversă spunea paragraful între Domnul Hristos și Satan a început în cer, dar e continuată pe pământ. În această luptă, fiecare suflet este chemat să participe. Nu participă, la noi participă decât pastorii. E câte unul așa, dar nu toți pastorii. E unii care le convine cum sunt poziția lor, nu, nu, caută să se lupte cu nimeni. De ce să te lupți cu cineva? E mai bine să... Nu și-au iubit viața, dragii mei. Nu și-au iubit viața. Și o să citim lucrul acesta. Hai să citim împreună, ca și e frumos, împreună cu dumneavoastră să citim. Să vedem un cuvânt al Domnului din Apocalipsă capitolul 12, versetul 11. E vorba despre dumneavoastră care citiți acum. Este vorba despre cei care iubesc cuvântul lui Dumnezeu și care nu ratează nicio posibilitate când este vorba de cuvântul lui Dumnezeu. Care își lasă toate lucrurile și se pregătesc. Care atunci când se prezintă un moment de rugăciune, ei sar din pat și se pun la rugăciune. Și atunci când aud că este vorba de un moment de post și de reverență, ei fac lucrul acesta. Să vedeți ce spune versetul acesta. Mi-a plăcut atât de mult. Ei l-au iubit. Pe Domnul Hristos l-au iubit prin sângele mierului l-au biruit pe diavolul. Atât de mult au iubit pe Domnul Hristos că l-au biruit pe diavolul prin sângele Domnului Hristos. Dacă nu l-ar fi iubit pe Domnul Hristos, când vezi balaurul, ce părere ai? Te poți duce în propria ta putere să te lupți cu el? Nu. Biruința niciodată nu vine decât din dragostea pentru care o ai față de Domnul Hristos. Nu te duci tu să te lupți cu diavolul, eu n-am curajul să pun mâna pe șarpe, eu n-am curajul să mă lupt cu un balaur. Era copilașul nostru mai mic. Și într-o zi, îl urmărea soția și l-a văzut cu ceva în mână. Iar ceilalți copii care erau mai mari decât el, fugea de el. Și nu știa, mă, ce sunt, ce are sta în mână de fucăi S-a dus pe el. Când s-a dus pe el, avea o șopârlă în mână. Dar el era atât de mic că nu realiza pericolul. Mă înțelegeți? El ducea și o păr la mână, se ducea după pe păi lanți, nu știa de ce fug ai El se bucura că alții fug, nu știa, ar fi prin pe păi lanți din urmă, dar nu înțelea de ce fug. Și el nu înțelea gea, niciodată că este într-un pericol pentru că ținea și o păr la mână. Să nu realizezi că te lupți cu diavolul, ești în pericol și biruința zice că este doar prin sângele Domnului Hristos. Nu merge altfel. Prin sângele Domnului Hristos. Atât de mult a câștigat ei biruința Atât de mult l-au iubit pe Domnul Hristos, încât prin sângele lui au câștigat biruința. Și acum mai spune versetul ceva. Și prin cuvântul mărturisirii lor, ăștia care îl iubesc pe Domnul Hristos, ăștia nu tac din gură. Ați înțeles? Ăștia nu lasă capul în jos și tace din gură, că și așa lasă, zic alții. E treaba voastră a pastorilor, îmi spunea cineva. misiunea voastră, voi dea, sunteți plătiți pentru a, a luați bani. Misiunea mea, spunea cineva, este să fac bani. Voi predicați, e treaba voastră prin cuvântul mărturisirilor au biruit pe diavolul și prin sângele Domnului Hristos. Și mai spune ceva și cu aceasta ne dă gata pe toți. Și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Mergeau cântând la rug, mergeau cântând să fie tăiați în două cu ferestrăul, mergeau cântând atunci când erau aruncați în arelele romane la lei și îl prezentau pe Domnul Hristos și Evanghelia în fața celor necredincioși. Și nu spunea nimic. Și alții care se duceau și ei la spectacol sau să stăteau acasă ca niște lași, spunea, băi, decât să mă lupt eu cu împăratul, să mă lupt eu cu balaurul, cu șarpele cel vechi, cu diavolul, cu satana, cu dracu, decât să mă lupt cu el, nicio problemă. Mai bine văd de treaba mea, stau acasă frumos, după ce trece persecuția, mă duc la biserică după ce trece persecuția, te degeaba. Se închide harul. În dreptul tău este verificat. Ești un laș. Te-a amăgit diavolul. Ai primit pecetea lui pe mâna ta sau pe pruntea ta de frică. n ce să mai cauți în poporul lui Dumnezeu. Domnului nu-i trebuie oameni lași. Domnului trebuie oameni care nu și-au iubit viața chiar până la moarte. S-au dus acolo și a spus, mai bine mor. Domnul Hristos n-a cucerit întreaga omenire aici pe pământ cât timp a fost. Dar a chemat câțiva oameni de partea lui. Și noi vorbim de ani de zile de oamenii acești. Și unii dintre ucenicii lui spune că după ce l-au cunoscut pe Domnul Hristos, au spus, pentru mine viața de acum încolo înseamnă doar Domnul Hristos. Dacă îmi cere mâine să mor pentru el, eu vreau să mor pentru el. Și se duceau și predicau și vorbeau despre Domnul Hristos și când încercau alții să-i pedepsească, să-i lovească, ei nu tăceau din gură. Nu și-au iubit viața. Ei n-au spus a, nicio problemă. Când începe persecuția, eu am găsit un loc așa frumos, cred că nu mă găsește nimeni acolo. Te duci de gem. Nu ai rezolvat nimic. Domnul te cheamă să i vocea lui. Domnul te cheamă să-i biruiești pe diavolul prin sângele și prin cuvântul mărturisirii. Unde mărturisești dacă te ascunzi? Du-te și mărturisește. Roagă-te astăzi, Doamne, dăm cunoștințele necesare când trebuie să te mărturisesc, să o fac cu toată convingerea. Să o fac cu toată puterea. Să mă apuc să spun despre tine oricând și în orice împrejurare că vreau să fiu de partea ta. Vreau să fac parte din rămășiță. Acum, din bisericile din care faceți dumneavoastră parte, numărați-i dumneavoastră. Când vă duce la biserică, vă ce sâmbătă la biserică, nicio problemă. Duceți-vă sau când vă duceți la biserică, numărați în minte, dar fără să spuneți la nimeni, stați undeva în picioare într-un colț și numărați dumneavoastră că îi cunoașteți bine. Dacă vă duceți de ani de zile într-o biserică, îi cam cunoașteți. Spuneți în mintea dumneavoastră câți mărturisesc și câți se luptă cu diavolul prin biruință și prin sângele Domnului Hristos, câți nu-și iubesc viața și vor să facă parte din rămășiță. Că se vede după zelul lor, se vede după dorința lor, să vede după modul în care vin la biserică și la ce oră vin la biserică. Păi aia zeloși vin cei mai devreme la biserică, i-ați văzut? Dacă se termină biserica la 12, ei vin la 11 jumate. Dacă se pune masa la 12 jumate, ei vin la 12. .00. Și ce nicio problemă că dacă am pierdut predica, o ascult pe telefon, o ascult atât. Nu ascultă niciodată. Nici nu e drag de predică, nici nu e drag de cuvântul lui Dumnezeu. Nu participă la studii, nu participă la rugăciuni, nu are nicio treabă. Dar face parte din rămășiță. S-a botezat. Nu uitați, dragii mei, am citit de mai multe ori împreună cu dumneavoastră, sunt paragrafe care spune niciodată faptul că este numele nostru trecut în registrul unei comunități nu ne va motiva în fața cerului să ne treacă Domnul în rămășiță. Nu, nu, nu. În rămășiță este cei care l-au biruit pe diavolul. Lupta aia personală zi de zi, cu lacrimi, Lupta aia de a face parte din poporul lui Dumnezeu, indiferent de ce s-ar întâmpla. Asta este rămășița. Lupta aia de a-l face cunoscut altora pe Domnul, râvna pentru Domnul. Aia înseamnă rămășiță, dragii mei. Știe Domnul pe cine să ia. Citeți doar un verset. Și asta cu ajutorul Domnului și cu ajutorul dumneavoastră, ca să vedeți că este scris în cuvântul lui Dumnezeu. M-am luptat, lupta cea bună, spune un copil al Domnului. Nu când era membru în biserica lui, și când îi persecuta pe alții. Nu. După ce l-a cunoscut pe Domnul Hristos, în cartea 2 Timotei, capitolul 4, versetul 7, versetul 8, Apostolul Pavel face o declarație care a zguduit lumea credincioasă. Și de atunci și de astăzi. A fost printre primii care a avut curajul să spună despre mântuirea pe care o dă Domnul Hristos. Dar fără luptă nu e mântuire. El spunea pe el următor, m-am luptat lupta cea bună. Mi-am isprăvit alergarea. Am păzit credința. Ce părere aveți? Cum ai putea să spui într-o zi, m-am luptat lupta cea bună? Cum ai putea să spui într-o zi, mi-am isprăvit alergarea gata? Am păzit credința. Și dacă n-ar fi și a doua parte în versetul 8 a declarației lui, ce ai mai putea să spui? De acum așteaptă cu una neprihănirii pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea. Domnul judecătorul cel drept. Nu ți-o dă biserica cu una neprihănirii. Biserica n-are nici pentru ea cu una neprihănirii. Rămășița primește cu una neprihănirii de la Domnul Hristos. Organizațiile religioase, culte religioase nu au cununa neprihănirii. Cununa neprihănirii înseamnă Domnul Hristos. Și asta pentru că nu și-au iubit viața până la capăt. Apostolul Pavel a trecut prin atâtea lucruri de când a cunoscut pe Domnul Hristos, că în fiecare zi se întâmplau numai lucruri rele. Dar el avea din ce în ce mai multă dragoste pentru Domnul Hristos și peste tot pe unde se ducea, făcea evanghelizări cât putea el. Și la regi, și la împărat, și la oameni de rând, peste tot, nu tăcea niciunde, inclusiv în închisoare. Dacă ajunge diavolul să se lupte cu tine, să te pună într-o celulă și să zică că te-a și să închidă celula, să pune zăvoare și lacă te acolo, să încep de acolo să cânti și să-l pe Domnul, într-o așa manieră încât ceilalți lați din alte celule să se unească cu tine în cântări și în rugăciune. Ce-ți mai face diavolul ce ar mai putea diavolul să mai facă pentru tine? Ce metode să mai folosească? Să ajungă diavolul într-o zi să-i spună ca lui Petru. Să știi, Petru, că dacă mai predici, dacă mai vorbești cu atâta râvnă și cu atâta dragoste despre Domnul Hristos, într-o zi o să te pun pe curce ca pe el. Și s-a dus Petru la diavolul și a spus, îmi pare rău, dacă totuși ai de gând să mă pui pe cruce, îmi faci o favoare. Numai că aș vrea să-mi faci favoarea în felul următor, să mă pui cu capul în jos. Dar tot pe cruce vreau copiii Domnului vor fi tratați la fel cum a fost tratat Domnul Hristos. Dacă pe Domnul Hristos îl ura lumea și dacă pe Domnul Hristos l-a urât biserica și pe Domnul. Fratele și pe și ascultătorul nostru și pe fratele Daniel. Ce mai face Domnul ceva interesant și scrie în versetul 8? 2 Timotei, capitolul 4. Și Domnul va da cu una neprihănirii, nu numai mie ci tuturor celor care au iubit venirea lui. Ca să spui că iubești venirea lui, în timp, în timp ce îți faci la frate Daniel, ceva de viitor, nu știu ce planuri de viitor, și nici pe departe să-ți faci socoteala ca să stai de parte a Domnului, mi se pare o pierdere. Cei care au iubit venirea lui vorbeau despre venirea lui în fiecare zi, de dimineața și până seara. Se gândeau la venirea lui de dimineața și până seara. Orice conversația lor era motivată de cuvintele. La două, trei cuvinte vorbeau despre venirea Domnului. Mâncau, se îmbrăcau, vorbeau cu privirea îndreptată spre venirea Domnului. Asta vrea Domnul de la noi. Și ce că și-au spălat hainele în sângele mierului, l-au biruit prin sângele Domnului Hristos. Dragii mei, biruința cu diavolul nu este o luptă ușoară și nu se va da așa de către oricine, nu luptă nimeni pentru tine. Nu înseamnă că dacă ai cunoștințe pastor sau dacă ai vreun pastor în familie să luptă pastor peste tine, lupta va fi individual. Adică că pe Eva a abordat-o separat, n-a abordat-o prima dată cu Adam. A abordat-o separat și dacă a stat de vorbă și l-a amăgit și pe Adam, l-a luat și pe el separat. Diavolul are metodele lui, el nu vrea să se lupte cu noi în biserică. Când ne vede cântăm și ne lăudăm, nici nu vine. Ar vrea să vină acolo să ne adoarmă sau să ne facă să ne gândim în altă parte. Ar vrea să spună că ți este greu și ce este rău și te simți rău, și mai bine stai acasă când te cheamă biserica undeva unde se laudă prezența și unde se cheamă prezența Domnului. Diavolul are metodele lui. Am găsit un paragraf frumos și vreau să-l citesc împreună cu dumneavoastră. Domnul Hristos a venit în această lume pentru a albirui pe Satan. Vă imaginați ce frumos sună cuvântul ăsta a venit și lupta de acolo, a câștigat luptea în cerul Domnul Hristos și a venit în această lume pentru a-l birui pe satana și pentru a-i elibera pe cei care erau înrobiți de puterea păcatului. Fiecare suflet care se încrede în Domnul Hristos poate birui la fel cum a birui Domnul Hristos. Dar să faci asta. Să te pregătești să faci asta. Să te duci plângând în seara asta să spui Doamne eu mă lupt cu mine și nu reușesc Luptă-te tu cum ai lupta cu diavolul Luptă-te și pentru inima mea Să fie toată inima de partea ta Nu 90%, nu 50%, nu să fie inima împărțită Luptă-te pentru familia mea Să fie de partea Domnului Luptă-te pentru biserica aia rămășiță Să fac și eu parte din rămășiță Nu să alerg Unde îmi place mie Și unde pot eu să mă simt bine Nu, unde te simți tu bine să mă duc acolo unde simt cu adevărat că e prezența ta și că poți să ascult un cuvânt din partea ta. Că de multe ori se întâmplă să te duci gol și să vii tot gol. Mai este ceva interesant care Apostol Pavel ne încurajează și cu această încheiem. În lupta împotriva cu balaurul, cu șarpele cel vechi, rămășița are un avantaj, un atu. Are o armă puternică. Deci vine diavolul un armat, face el tot ce vrea, și vine și biserica, vine și Domnul Hristos ca să ajute pe poporul său. Și Pavel, când a descoperit el lucrul acesta, a început să strige în gura mare. Să vedeți ce a strigat. Filipeni, capitolul 4, versetul 13. El a spus în felul următor. Pot totul în Hristos care mă întărește. Deci eu nu pot face fără Domnul Hristos, dar eu pot totul în Domnul Hristos. Deci dacă mă pui vreodată să mă lupt cu diavolul, eu nu pot. Dar dacă mă pui vreodată să lupt cu Domnul Hristos, eu pot să lupt cu Domnul Hristos. Și mă lupt cu diavolul. S-a pocăit un frate și fratele acela venea diavolul în fiecare seară și îl strângea de gât. Și el era fratele despre care încercam să vă povestesc mai înainte spunând că făcea evanghelizări de tipul acela. Și când s-a pocăit el. Diavolul a ținut morții să fie de partea lui. În fiecare seară venea să strângă de gât. Și a când bă, când acasă, venea să mă strângă diavolul de gât. Și eu mă uitam cu gura așa deschisă la și cum venea. Și de multe ori, dacă închideam ușa, trecea prin perete, trecea pe undeva, dar îl simțeam. Făcea zgomot și îl simțeam că a venit cineva la mine în cameră. Și mă lua așa o frică, nu-l vedeam, dar simțeam cum mă strânge de gât. Nu suporta să mă pocăiesc. Și plângeam Domnul și mă rugam și spuneam, Doamne, te rog eu frumos, eu vreau să fiu de partea ta. Și nu se lăsa până nu mă chinuia seara de seară. Și m-am dus și la alți frați și am întrebat, băi, cum să fac? Și au venit frații unii și mi-au spus, cântă. Păi când terminam de cântat, venea. Nu puteam să cânt toată noaptea, când mă lua somn, nu puteam să cânt. Alții spunea, stai cu lumina aprinsă. Stăteam cu lumina aprinsă, pe ce stingea lumina, venea. Deci nu puteai să faci nimic. Încercam să mă loc cu lumina aprinsă, nu era mare rezolvare. Și în urma luptei I-a spus într-o zi, vreau să mă predau Domnului, eu rămân al Domnului și când a văzut diavolul că vreau rămâne tot al Domnului. Și că el nu pleacă de la Domnul. Diavolul s-a dus. Luptele se dă pentru fiecare suflet în parte. Omul acesta a devenit un misionar pe Domnul Hristos. Omul acesta a predicat cu putere, m am explicat, în toate zonele. Și oamenii veneau și se predau lui. Pentru că avea chemarea lui Dumnezeu. Pentru că vrea să facă, nu și-a iubit viața a ajuns în cele din urmă să fie bătut, lovit în cap și așa mai departe. Pentru adevărul acesta scump, pe care noi îl neglijăm, pe care noi îl citim când vrem, pe care noi ne portăm cu el așa cum ne portăm, de cele mai multe ori nu-i acordăm atenție. Pavel spune, pot totul în Domnul Hristos. Dacă vreodată voi fi chemat să cu diavolul, nu mă duc singur, mă duc cu Domnul Hristos. Citesc ultimul paragraf și cu aceasta încheiem Și vom asculta după aceea o cântare frumoasă prezentată de un cor frumos. Și ne vom ruga Domnului și rugăm împreună, Doamne, dacă va trebui vreodată să lupt și eu. Să nu mă las să lupt singur. Mi-e frică de diavolul, mi-e frică de satana. Am curaj doar dacă stai tu lângă mine. Satana are așa de multă experiență, diavolul acesta are așa de multă experiență încât n-aș putea niciodată să mă lupt cu el. S-a luptat cu îngerii din cer, s-a luptat cu Domnul Hristos. A fost aruncat jos pe pământ. Paragraful spune în felul următor. Domnul Hristos a biruit fiecare ispită și fiecare încercare. Iar noi putem birui dacă privim la El și ne încredem în puterea Sa. Să stai cu diavolul în tine și să privești la Domnul Hristos. Și să-ți spui: Nu mă uit la tine. Și tu, când vii cu încercarea, cu vin cu ispita, eu am privirea îndreptată spre Domnul Hristos. Eu nu vreau decât cu Domnul Hristos. Vreau să mă uit la El de acolo îmi vine sursa de energie și de putere, nu renunți nici măcar un centimetru. Vreau să rămân al Domnului și astăzi și mâine și întotdeauna. Nu mă poate distruge diavolul. Și a venit satana ale Iosif și n-a câștigat nimic. A plecat, s-a sucit, s-a învârtit. A reușit un singur lucru să facă. Să-l bage la închisoare. Dar el i-a spus Domnului Hristos, Doamne, dacă trebuie să sufăr la închisoare pentru adevăr, să mergi cu mine. Și era la închisoare nu singur, era cu Domnul Hristos. Domnul Hristos nu te părăsește nici dacă te bagă la închisoare. Domnul Hristos nu te părăsește nici dacă te dă afară de la servici. Tu te pui să păzești poruncile și Domnul Hristos nu spune oh, Păi dacă o să te dea afară și afară de la servici. Păi dacă nu vii sâmbătă, deci te dă afară la servici. Îți păi pierzi locul de muncă, îți pierzi jobul. Păi ce să mai faci în ziua de asta? N-ai văzut cât de greu este? Și așa trăim vremuri grele. Să ai curajul să-i spui, Doamne, de dragul tău, de dragul adevărului pe care mi l-ai descoperit și mie. Dacă tu ai spus că tu ai o rămășiță care păzesc poruncile lui Dumnezeu și au mărturia Domnului Hristos în viața lor și o prezintă întotdeauna, eu vreau să fac parte din rămășița aia. Indiferent unde ar trebui să merg, indiferent cât de mare ar fi persecuția, că e din biserică sau că e din familie, sau că e dintre prieteni sau la locul de muncă, eu tot lângă tine vreau să stau. Și dacă ai pus pe inima ta lucrul acesta, Domnul te va ajuta. Să te ajute Domnul să faci o alegere dreaptă și corectă. Și acum, în timp ce cântăm cu toții cântarea aceasta la încheierea programului nostru, să avem un moment de gândire și de meditație și să-i spunem Domnului în rugăciune, Doamne, dacă Tu ai biruit și ispitele și încercările prin Domnul Hristos, dacă lupta aceasta s-a dat puternică în cer și Domnul Hristos a câștigat, dacă Tu ai spus că este o luptă în fiecare zi pentru inimile noastre, ca să mai rămânem în rămășiță sau să rămânem de partea diavolului. Vreau, Tată, ca la venirea ta să fiu și eu, să fac parte din rămășiță. Și din rămășița aceea să fac parte nu doar eu, să fie și soția mea, să fie și copiii mei, să fie și soțul meu, să fie și ai mei, dragi nepoți, pe toți pe care i aveți dumneavoastră pe lista de rugăciune. Se poate, dragii mei, a câștigat Domnul Iisus bătălia și spune prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor. Să, vă nu, să nu vă lipsească niciodată și să nu fugiți de sângele Domnului Hristos. Iar cuvântul mărturisirii să-l aveți întotdeauna pe buzele dumneavoastră. Să vă ajute Domnul aceasta. Și să nu uitați că joi seara avem un cuvânt inspirat din partea unui pastor care slujește pe undeva în Spania, pe Biserica din Castelion, la Telesorin Suceava și care are un mesaj din partea Domnului pentru noi de transmis. Hai să pregătim inimile noastre pentru că nu știm cât timp de har ne mai oferă Domnul să nu ratăm nicio ocazie, nicio posibilitate. Și unde este Cuvântul Domnului, să fim și noi acolo. Cuvântul Domnului este cel care aduce putere. Să cântăm împreună cu frații noștri, iar după aceea să ne rugăm împreună. Îți mulțumim, Tatăl nostru bun, în numele Domnului Hristos, care a adus speranțe în inimile noastre prin lupta pe care a luptat Domnul Hristos pentru salvarea noastră. Tată, biruința aceea de a câștigat-o în împărăția cerurilor în lupta cu diavolul a venit să o ducă pe pământ în fața noastră și să ne spună că se poate câștiga. Ce bun ești tu, ne-ai câștigat prin sângele Domnului Hristos să fie numele tău lăudat. Ajută-ne, Tată, prin sângele acesta să putem să câștigăm și noi biruința. Și dacă ne-ai iubit așa de mult, pune pe buzele noastre mărturisirea Domnului Hristos să avem bucuria aceasta să-L facem cunoscut și altora. Să mai vină și alții să facă parte din rămășița ta. Da. Tată, îți mulțumim că ai lăsat pe lumea aceasta o rămășiță. Noi vrem să facem parte din rămășița aceea. Noi vrem să fim găsiți dintre aceia care nu doar citim, și care iubim poruncile tale și vrem și ne străduim prin sângele Domnului Hristos să facem tot ce depinde de noi. Să nu ratăm niciodată nicio șansă și nicio ocazie. Îndreaptă gândurile noastre în fiecare moment, și ale noastre, a slujitorilor, dar și ale ascultătorilor noștri. Persoanele acestea sincere care de data aceasta te ascultă pe tine. Tată, în lupta lor cu diavolul, când își vor îndrepta privirea spre cer să ceară ajutor cu lacrimi să trimesc pe Domnul Hristos, cel care a câștigat lupta în ceruri, să lupte pentru fiecare suflet care și îndreaptă privirea spre cer. Să nu l niciun suflet să fie câștigat așa amăgit de diavolul în lupta lui. Îți mulțumim, tată, pentru bucuria aceasta pe care ne-ai lăsat-o în momentele acestea, crezând că nu luptăm singuri, ne este frică și de șarpe și de balauri și de diavolul și niciodată n-am vrea să-l vedem în puterea noastră și să nu fim singuri. Dar credem și știm că lângă Domnul Hristos noi vom, vrem să avem privirea îndreptată doar spre Domnul Hristos. Dacă ne-a luat vreodată valul lumii, dacă am încercat vreodată să avem privirea îndreptată spre gunoaiele lumii acestea, te rugăm frumos, lasă-L pe Domnul Hristos să mai vină să ne mângă inimile noastre într-o așa manieră încât să stăm de partea Lui și cu privirea îndreptată spre El. Vrem, Tată, să câștigăm și noi cerul. Ar fi nedrept să fie vreunul dintre noi victima diavolului. Te rugăm frumos, cei care au ascultat mesajul acesta, ajută-i tu să câștige biruința prin Domnul Hristos. Și îți mulțumim că ne iubești. Îți mulțumim că ne asculți. Încredințăm în mâinile tale toți ascultătorii noștri. Și vrem, Tată, împreună să ne pregătim să facem parte din rămășiță și din poporul tău care păzesc poruncile și care iubesc venirea Domnului Hristos și mărturisesc oriunde au posibilitatea despre Domnul Hristos și despre puterea Lui. Te-am rugat nu în puterea noastră, ci în meritele și în puterea Domnului Hristos și îți mulțumim pentru toate. Amin.